S-au derulat scene violente și în centrul Timișoarei, unde s-au întâlnit suporterii echipelor Dinamo și Poli. Huliganii au început să se lovească cu pumnii, picioarele, dar au folosit inclusiv scaunele de pe o terasă. Cei care erau în zonă s-au baricadat, speriați în clădiri și au sunat la poliție. După intervenția forțelor de ordine, 26 de derbede au ajuns la audieri. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Dinamoviștii au ajuns de dimineață în orașul de pe Bega. Aici au făcut un popas, înainte să plece spre Arad, unde echipa lor are meci cu UTA. În centru erau însă așteptați de timișoreni. Huliganii au dat unii în alții cu sticle și bâte, dar au lovit și mașinile parcate în calea lor. Bătaia a fost... mare și am tras jaluzelele că s-a aruncat cu scaune și cu bețe. V-ați speriat? Da. Țipau, înjurau, la un moment dat erau călare pe o mașină, acolo l-au prins pe unul dintre ei și l-au lovit serios. Pentru prevenirea altor conflicte, dinamoviștii și-au continuat drumul spre Arad, însoțiți de jandarmi.